Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint și am să vă explic cum puteți să completați singuri acasă un contract de vânzare-cumpărare atunci când vindeți sau cumpărați o mașină fără să mergeți la un centru de făcut acte. Așa arată contractul de vânzare-cumpărare. Îl găsiți pe internet, îl descărcați, dacă aveți acasă un laptop, îl descărcați pe laptop și îl completați singuri. Dacă aveți și o imprimantă, și mai bine, dacă nu, îl puneți pe stick și mergeți la un centru de copiat și 6 exemplare din astea, o să vă coste maxim 6 lei. Dacă vă duceți la un centru de făcut acte, o să plătiți în jur de 80, 90, 100 de lei în funcție de zona unde mergeți. De exemplu, în Târgu Vitan, dacă vă duceți, o să dați 150 de lei pentru un astfel de contract pe care puteți să-l faceți voi singuri acasă și foarte, foarte ieftin. Haideți să vă explic în ce constă acest contract de vânzare-cumpărare. Prima poziție aici este persoana care înstrăinează, persoana care vinde. Și trebuie trecut numele, domiciliu, datele de identitate a cărții și a CNP-ului, telefon, calitatea de proprietar, domiciliu fiscal. Și în partea asta aici avem dacă mașina este pe firmă sau cel care vinde este persoană juridică. Punctul 2 este persoana care dobândește, adică la numărul 2 trecem persoana care o cumpără. La fel, nume, prenume, domiciliu, cartea de identitate, CNP-ul, domiciliu fiscal, număr de telefon. La numărul 3 o să trecem obiectul contractului, adică mașina care se vinde. Și aici avem marca, tipul, numărul de identificare, serie, motor, capacitatea cilindrică, greutatea maximă, numărul de înmatriculare, numărul cărții de identitate a mașinii, anul fabricației, norma de poluare și când a fost vândută. La punctul 4, prețul. Îl trecem în cifre și în litre. De exemplu, asta a fost 3500 de lei și în litere 3500 de lei. Aici mai avem la punctul 5. Se adresează persoanelor juridice. După care trecem mai jos data și locul încheierii contractului. Punem data și localitatea sau, de exemplu, București, sector 6. După care avem semnătura persoanei care înstrăinează, cel care vinde, și semnătura celui care o cumpără. Acest contract de vânzare-cumpărare se încheie în 6 exemplare. De ce se încheie în 6 exemplare? Pentru că 5 sunt normal de făcut, 5 contracte, dar al 6-lea rămâne la cel care a dat banii, adică la cumpărător, pentru a avea o garanție în cazul în care cel care vinde se răzgândește și se duce la poliție și declară că i-a fost furat autovehiculul. Și de aceea este bine să-l faceți în 6 exemplare, normal în 5, dar în 6 exemplare pentru a fi mai sigur. După ce ați încheiat contractul de vânzare-cumpărare, ați dat banii, ați semnat, cele 5 contracte de vânzare-cumpărare va rămâne la cel care înstrăinează, la cel care vinde. Și cel care vinde este obligat să meargă la circa financiară, de unde face parte, și circa financiară va completa aici. Vedeți unde este ștampila asta pusă și aceste date. Stânga-dreapta.
Deci aceste două ștampile trebuie puse de unitatea fiscală unde aparține cel care vinde. După ce a luat aceste patru semnături, un contract de vânzare-cumpărare rămâne la cel care vinde. Iar vouă trebuie să vă restituie celelalte patru. După ce v-a restituit aceste contracte de vânzare-cumpărare, voi sunteți obligați să mergeți la unitatea din care faceți parte să o luați în evidență. Cel care o vinde o scoate aici sus, iar voi care cumpărați o luați în evidență la circa financiară din care faceți parte. Și la fel, vă pun aici o ștampilă și un număr de înregistrare. Aici semnătura și inspectorul. După care, după ce ați încheiat de luare și scoatere în evidență, mergeți și vă înscrieți mașina. Oameni buni, cam asta este procedura. Nu este nimic schimbat. Cam așa se completează un contract de vânzare-cumpărare. Mare atenție, puteți să-l faceți voi acasă dacă aveți un laptop, ca să nu mai plătiți o sumă destul de mare, zic eu, pentru 5 foi să dai 100 de lei, mi se pare o sumă destul de mare. Și depinde unde le faceți, pentru că am întâlnit cazuri unde mi-a greșit aici seria de la motor. Noroc că cel de la poliție a fost un băiat serios și a dat seama că cel de la care a scris acest contract de vânzare a greșit seria de la motor. În contract aveam o serie, iar pe carte aveam altă serie. Și puteți să o faceți singuri acasă, fără niciun fel de probleme. Dacă nu aveți imprimată, puneți pe un stick, mergeți cu el, scoateți 6 pagini, dați 6 lei și este foarte, foarte ușor de completat. Date personale, date despre mașină și acest tipizat îl găsiți pe internet sub această formă. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și v-ați făcut și voi o mică idee cam cum se completează un contract de vânzare cumpărare pentru o mașină. Și cam asta ar fi forma. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și ne auzim la următorul tutorial.